Bună și bine v-am găsit la conferința noastră de presă săptămânală de joia. Sunt George Simion, copreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor. Alături de mine este Claudiu Târziu, de asemenea copreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor. Vom vorbi despre organizarea partidului nostru și despre temele politice la zi. Subiectul central al conferinței noastre de presă este cazul de la Roșia Montană, includerea Roșiei Montane în patrimoniu UNESCO. Pentru a face o scurtă recapitulare și o imagine de ansamblu pentru cei care nu au urmărit lupta dusă pentru salvarea Roșiei Montane din acești ani, am pregătit un clip video postat și pe pagina mea de Facebook, are 800.000 de vizualizări. Interesul pentru subiect, după cum știți și din anii trecuți, este mare. Oamenii care s-au alăturat din societatea civilă și din toate spectrele societății românești acestei cauze sunt foarte diversi din toate segmentele societății. Privim clipul video, după care o să intrăm pe subiectele de zi ale conferinței. Clipul video va fi disponibil pentru cei din presă, pentru a fi preluat mai departe. Guvernul ne spune nici 10% din tot ce face. Suntem la Roșia Montană, cea mai veche atestată documentar localitate din România. Un uriaș proiect nociv pentru mediu și pentru român trebuia să aibă loc aici, iar tot aurul și toate bogățiile care sunt în Roșia Montană și în Munții Alpeni ar fi fost exploatate fără ca noi să știm măcar. Parcă am fi fost ultima țară bananieră în care Frank Timiș și alți nenorociți de genul ăsta exploatează fără milă oameni. Domnule, Ceaușescu a spus, nu Dumnezeu este prea mult. Și au primul. Dar proiectul ăsta a găsut pe numele unor securi. Și aceștia care sunt implicați și acum sunt în spatele afacerii, că l-am auzit mă dreapta la de statul paralel. Probabil că o fi unul paralel, nu știu. Dar au venit de parcă ar fi venit într-o țară bananieră. Domnule, mai rău. Păi aici nu mi-a dus o grindă, ca la Africa, să le pui o să-l tăcească, să-l tăcească, să-l tăcească, să-l tăcească, să-l tăcească. Aici au venit cu intră, stânga și dreapta. E problema cu internetul, trebuia să-i dăm play de pe hard direct. Roșia Montană, cea mai veche atestată documentar localitate minieră din România. Pe 7 februarie va fi Ziua Roșiei Montane. Invităm toți românii să participe la manifestările care se organizează și în România, dar și peste tot în străinătate, unde sunt comunități românești, pentru încă o picătură la ce înseamnă lupta pentru păstrarea patrimoniului uriaș care există la Roșia Montană și care, în mod firesc, ar fi trebuit inclus până acum în lista UNESCO de situri protejate. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat din cauza unor complicități majore care implică persoane din conducerea României, de la toate partidele politice care au guvernat până acum România. Dosarul pentru patrimoniul UNESCO a fost depus de către Guvernul României, apoi retras de Guvernul PSD și avem ca termen limită ziua de 1 februarie pentru a fi redepus de actualul guvern care și-a luat acest angajament la învestirea în funcții. Ministrul Culturii a spus acest lucru exact la asumarea poziției de ministru că va depune acest dosar. Nu a spus însă și când,
Iar o întârziere în momentul ăsta, de fapt ziua de astăzi și ziua de mâine sunt foarte importante. De aceea noi vom participa cu membrii și simpatizanții noștri la protestul care are loc astăzi, în seara asta, în Piața Victoriei. Nu vom fi puțini, cerem guvernului Orban să facă ceea ce a promis. Cadrul general în jurul acestei afaceri necurate de la Roșia Montană este mai mare. Compania canadiană Gabriel Resources cere pentru un proces internațional care se desfășoară la Washington de la statul român peste 4 miliarde de euro. Sumă pe care teoretic ar fi introdus-o în acest proiect de exploatare. Ei nu au reușit să își ia toate avizele necesare de mediu, în primul și în primul rând. Suma, după părerea noastră și după ce spun experții, este total nejustificată. Am fost în contact în toată această perioadă cu localnici din Roșia Montană, pe care îi puteți vedea în clipul video. Localnici care au participat ca martori la acest proces. Am vrea să felicităm echipa de specialiști, de avocați pe care România a avut-o și care au făcut o treabă extraordinară în a apăra interesul nostru ca stat. Sperăm ca procesul să se soluționeze cât mai repede posibil și avem încrederea încă că guvernul Orban va face ceea ce a promis. Dacă nu o va face, deși noi îi cerem răspicați și respecte promisiunile, vom continua seria de proteste. Diseară așteptăm toți bucureștenii, toți românii cărora le pasă de Roșia Montană, în Piața Victoriei, indiferent de apartenența politică. Cauza de mediu nu este a unuia sau altuia. Cu toții vrem un mediu curat și sănătos. Cauza Roșiei Montane nu poate fi monopolizată de un grup sau altul din societate. Colegul meu, Claudiu Târziu, va continua expunerea aceasta de idei și va vorbi și despre partidul nostru. Suntem ultimii înregistrați în registrul partidelor politice. Claudiu? Mulțumesc. Da, spunea foarte bine George că această cauză a unui mediu curat nu este apanajul unui grup sau altul. Din păcate, există o impresie generală, sigur că fundamentată în ani de propagandă, că de mediu se ocupă de obicei stânga. Și din acest punct de vedere am putea fi întrebați ce legătură avem noi cu acest subiect, fiind un partid declarat conservator, deci de dreapta. Și aș vrea să precizez aici că și dreapta este interesată de un mediu curat, pentru că viziunea noastră politică este una fundamental spiritualistă, ceea ce înseamnă că noi credem că toată lumea aceasta este creația lui Dumnezeu și din acest punct de vedere nu avem decât să apărăm ceea ce Dumnezeu a creat. Sigur că putem folosi, dar cu rațiune, cu înțelepciune. Este ca și cum într-o biserică trebuie să păstrezi curățenia, chiar dacă ar stămâie, dacă a prins lumânări, dacă vine multă lume, asta nu înseamnă că trebuie să-ți bați joc de acel lăcaș. Lumea toată este, dacă vreți, din punctul nostru de vedere, un loc în care sfințenia este la ea acasă.
Din acest punct de vedere, noi ne plasăm ca apărători ai unui mediu curat, iar în cazul de la Roșia Montană este doar unul. Să ne amintim că astfel de exploatări cu cianuri au mai avut loc și în alte părți, la Baia Mare, la Certej, și cu consecințe despre care, în general, nu se vorbește. Presa s-a ocupat, într-o oarecare măsură, de aceste cazuri, doar atunci când a existat vreun accident sau când poluarea a atins cote mari. Însă, noi știm că efectele sunt pe termen foarte lung și foarte lung și că nu sunt doar locale. Că aceste efecte, în timp, pot atinge și alte zone decât cele în care se petrec astfel de exploatări miniere. Am văzut foarte bine ce s-a întâmplat și la Vința, tot în Apuseni, unde sate întregi au fost acoperite de mârguri de steril, unde este practic imposibil să mai trăiască cineva, și unde natura suferă îngrozitor de pe urma unor astfel de exploatări. Trebuie să avem în vedere toate aceste cazuri împreună cu Roșia Montană, iar manifestările de protest pe care le organizăm sau la care participăm în cazul Roșia Montană sunt și pentru astfel de cazuri despre care se vorbește mai puțin. Atât am vrut să spun despre cazul Roșia Montană. În filmul făcut de George se văd mai multe amănunte. Nu e cazul să insist. Și aș face, cu permisiunea noastră, trecerea la un alt subiect pe care ne l-am propus astăzi, și anume acțiunile din ultima vreme întreprinse de partidul nostru, de Alianța pentru Unirea Românilor. Ați văzut, poate, că suntem partidul cu o dezvoltare foarte, foarte rapidă și care a fost îmbrățișat cu încredere de comunitățile de români care locuiesc în alte state. Deja am deschis filiale în Marea Britanie și vom reveni la acest subiect. O va face colegul meu, George Simion. În Spania, în Italia și urmează și în alte țări ale Uniunii Europene să deschidem în curând filiale în care să activeze românii care se află în exil economic în acele state și care ar vrea să aibă temeiuri pentru a se întoarce acasă. Ce facem noi prin acest demers este să determinăm o unire în mod real, nu o unire declarativă a românilor de pretutindeni. De asemenea, pe 24 ianuarie anul curent, a avut loc primul congres al formațiunii noastre politice, la Iași. Nu întâmplător la această dată și în acest loc, le-am ales pentru că au o simbolistică aparte pentru istoria românilor și pentru noi ca partid care susținem unirea și reîntregirea României. Unirea românilor și reîntregirea țării. În acest congres am marcat o serie de premiere pentru scena politică românească și m-aș referi în primul rând la ceea ce dumneavoastră deja vedeți. Acest partid nu este un partid de lider, este un partid condus de o echipă și pentru prima oară în România, la vârful unei formațiuni politice, nu se află un om, ci se află un triumvirat, o președinție de trei. George Simion și cu mine suntem copreședinții acestui partid, iar nouă ni se alătură în demersurile de conducere a partidului domnul Sorin Lavric, care este președintele Senatului nostru. Și aici trec la o a doua premieră marcată în spațiul politic românesc, și anume, suntem primul partid care am primit girul unor personalități culturale, publice, proeminente pentru demersul nostru politic, pentru acțiunea noastră politică. Numele lor sunt publice deja, nu mai revin asupra
acestora, dar ele sunt o garanție că ne vom respecta valorile și principiile pe care le-am enunțat și ni le-am asumat. De asemenea, este pentru prima oară când un partid politic se pune sub protecție divină în mod oficial. Noi ne-am ales ca Sfânt Protector pe Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință, și tragem nădejde că ne va ajuta, ne va ocroti și ne va îndruma atunci când vom fi avut mai multă nevoie. Despre cea de-a patra premieră, deja am vorbit la început și se referă la implicarea în actul politic intern a celor aflați în exilul economic, numiți, cu un cuvânt ușor nepotrivit, diaspora. Cam asta am vrut să vă spun despre acțiunile noastre cele mai recente și l-aș lăsa pe George Simion să vorbească despre alte subiecte de actualitate pe care ținem să ne poziționăm. Mulțumesc, Claudiu. Încă o dată, să fie clar, cerem guvernului Orban să includă Roșia Montană în patrimoniu UNESCO acum, așa cum au promis. Și diseară o să fim în Piața Victoriei pentru a mai spune asta o dată. Acum trebuie făcut acest lucru. Partidul nostru, care din decembrie până acum a lansat filiale și la Roma, și la Madrid, și în Anglia, dar și la Alba, la Constanța, la Cluj, la Maramureș, în Vrancea și în Iași, va continua în luna februarie să lanseze filiale județene și filiale în comunitățile românești din străinătate. Totodată vom lansa și candidaturi, vom avea liste complete la consiliile județene pentru alegerile locale și ne pregătim și de alegerile parlamentare. O temă politică la zi este alegerea primarilor în două tururi, pe care noi o susținem, mi se pare benefică pentru democrație, la fel cum susținem cu mici amendamente și eliminarea pensiilor speciale. Sperăm să nu fie demagogie ceea ce guvernul Orban a făcut în aceste zile. Sperăm ca aceste lucruri să fie duse la bun sfârșit, nu să fie făcute doar pentru propagandă electorală. Pentru că dacă acest lucru se întâmplă și nu vom avea eliminarea pensiilor speciale și nu vom avea două tururi de scrutin la alegerile locale, guvernul Orban va avea în noi cel mai mare opozant. Așa cum am fost împotriva tuturor fără de legilor făcute de multiplele guverne PSD conduse de domnul Dragnea, așa vom lupta și cu această demagogie dacă lucrurile nu sunt duse la bun sfârșit așa cum au fost asumate. Un alt subiect care macină opinia publică națională și internațională în acești ani este Brexitul, unde vrem să tragem un semnal de alarmă către mai mari care conduc destinele acestui construct numit Uniunea Europeană. Nu este numai vina Marii Britanii pentru Brexit. O mare parte din responsabilitate și din vină în viziunea noastră aparține și conducătorilor actuali ai Uniunii Europene, care încearcă să creeze un suprastat european și care s-au depărtat de la ideile inițiale ale Uniunii Europene. Avem nevoie de o Europa unită și sperăm ca mai devreme sau mai târziu să ne regăsim cu Marea Britanie într-o formă de cooperare cât mai aprofundată. Ne îngrijorează
soarta fraților noștri din Marea Britanie. În momentul ăsta, nu după date oficiale, dar după ce arată lucrurile în teren, avem cei mai mulți români care lucrează în Marea Britanie. Vom avea grijă de ei. Noi avem deja filiale create pe teritoriul Marii Britanii și prin intermediul membrilor noștri din Marea Britanie vom supraveghea acest proces îndeaproape și vom sprijini cum putem, ca formațiune politică, românii de acolo. Noi ne dorim o Europa unită care să fie în stare să facă față provocărilor internaționale, dar totodată ne dorim o Europa cum a fost ea creată, o Europa creștină, o Europa a națiunilor. Și lucrul ăsta nu trebuie uitat. Astea sunt pozițiile noastre vis-a-vis de temele actuale ale zilei. Dacă sunt întrebări, dacă nu, vă mulțumim și vă așteptăm și joia viitoare la conferința noastră de presă săptămânală, iar pe toți bucureștenii și toți românii îi așteptăm diseară în Piața Victoriei. Mulțumim!